Gazda nu a stat prea mult pe gânduri și s-a apucat de gătit. Oaspeților le-a fost rezervată o surpriză de proporții. I-au mâncat în seara de revelion vânat la cuptor cu sos de afine. Iată-ne ajuns la finalul rețetei. Friturica arată într-un mare fel. Friturica este făcută, da? O să scoatem de aici, din ăla. Și să vedem cât de bine este. Ia uitați, este perfectă. Până la trecerea în noul an, gazdele au pus pe masă bunătăți care mai de care, spre bucuria turiștilor care au ales Bucovina pentru petrecere. Meniul pentru seara de revelion a fost bogat și gustos. Pentru seara de revelion avem în meniu mai multe feluri de mâncare, dintre care avem vânatul cu sos de afine. Avem un cerb la proțap, este super bun ca și gust. Boș de hribi, ciobă de perișoare, sărmăluțe cu urdă, cu mămăliguță, cu de toate. Avem preparatele tradiționale care le facem în casă și sunt foarte, foarte bune. Piftie de curcan, avem mâncărică rece de iepure și nelipsitele prăjiturile de casă. Deci prăjiturile de casă sunt făcute la noi. În Bucovina a nins puțin și la cotele mai înalte, turiștii au putut găsi zăpadă cât să le bucure ochii. Vremea este însă călduroasă pentru această perioadă și ninsoarea nu ține foarte mult, dar au putut ajunge în locuri cu priveliști minunate.